Dezbatere electorale tensionate aseară în platoul TV8. Candidații independenți la prezidențiale, Andrei Năstase și Natalia Morar, s-au arătat deranjați de întrebările ce vizează integritatea lor. În timp ce Năstase a negat că a părăsit platforma, da, în urma unui scandal de corupție, Morar a fost iritată că moderatorii au pomenit de legătura ei cu omul de afaceri Veceaslav Platon. Dacă veți solicita amnistierea lui Veceslav Platon, dacă cumva se întâmplă să fie condamnat pe multiplele dosare penale pe care le are, unele dintre ele deja în judecată. Eu înțeleg, vă rog, obsesia asta ține de integritatea dumneavoastră. Noastră îmi furați timp că eu, odată fiind invitată la această emisiune, la această dezbatere, nu am posibilitatea să-mi prezint programul meu electoral. Asta nu este emisiune de prezentare a programului electoral, este dezbaterea electorală la care se răspunde la întrebări, doamna Morar. Doamna Raț, nu vă faceți griji. Da. Domnul Veceslav Platon este băiat mare, se va descurca singur și nu are nevoie de ajutorul meu. Acest ajutor este interzis de Constituție. Eu, ca președintele Republicii Moldova, voi respecta Constituția. Și Andrei Năstase a încercat să o atace pe Mariana Rață, după ce moderatoarea dezbaterilor i-a amintit de circumstanțele în care a plecat din platforma DA. Dumneavoastră v-ați despărțit urât de partid, v-a acuzat partidul, platforma DA. Asta în viziunea dumneavoastră. Nu, asta în viziunea tuturor, s-a văzut. Ați fost acuzat de corupție și de trădare. Asta au fost acuzațiile adresate de colegii dumneavoastră. Dinu Plângă. Încetați! Să nu mai îndrăzniți în adresa mea să vorbiți despre corupție și trădare. M-ați înțeles asta sau nu? Asta este acuzația care vă dată colegul dumneavoastră. Întrebarea mea următoare. Vă voi acționa și pe dumneavoastră în instanța judecată. Niciodată nu m-a acuzat cineva de corupție și trădare. Puteți altă întrebare. Nu v-au acuzat. Acesta este răspunsul. Da. Și de asta nu i-ați dat în judecată. Ieri, la dezbaterile de la TV8, au mai fost invitați candidatul partidului nostru, Renato Usatăi, Alexander Stoianoglu, susținut de socialiști, și Vasile Tarlev, candidatul partidului pentru viitorul Moldovei. Cei trei nu au dat curs invitației. Duminică, 20 octombrie, moldovenii sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul președinte din 11 candidați. În aceeași zi va fi organizat și un referendum constituțional privind parcursul european al țării.